Nimeni nu se poate considera protejat în fața coronavirusului. Cu toate acestea, studiile arată că în România 78% dintre cazuri sunt la grupa de vârstă 30-69 de ani. Institutul Național de Statistică a analizat datele din țara noastră de la identificarea primului caz și până la începutul acestei săptămâni. Astfel, între 26 februarie și 5 aprilie au fost confirmate 4.091 de cazuri de COVID-19 și 181 de decese. Numărul cazurilor a crescut constant din 10 martie, iar în ultima săptămână a ajuns la o medie de peste 300 pe zi. Vârsta medie a pacienților morți a fost de 66,6 ani. Cea mai tânără persoană decedată avea 27 de ani, iar cea mai bătrână 94. Deși, atunci când vorbim de îmbolnăviri, împărțirea pe sexe este aproape egală. În cazul deceselor, predomină bărbații, în 63,5% din cazuri. Raportul dintre bărbați și femei este de 1,74. 11,6% din cazurile de îmbolnăviri s-au înregistrat la persoane care au venit în România din străinătate, iar 41,1% dintre cazuri s-au înregistrat prin contact direct cu aceste persoane sau cu contactii acestora. Ponderea cazurilor fără link epidemiologic identificat este mai crescută în județele în care s-au înregistrat mai multe cazuri în ultima săptămână. Suceava, București, Timiș și Neamț. 16,3% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate în rândul personalului sanitar. Ca o concluzie, Institutul Național de Statistică transmite că se impune monitorizarea atentă a centrelor de îngrijire pentru bătrâni sau a celor de dializă, iar măsurile de distanțare socială trebuie menținute.